De ce tema anticorupție a cunoscut în România un declin atât de masiv și de evident în ultimii ani, aș putea spune chiar? După 2007. Eu cred că a fost demonetizată în mod intenționat de politicieni. Pentru că după 2007 a fost clar că, oricum și în 2006 era clar, voința politică pentru măsurarea de corupție scădea, după 2007 nu putea fi mai evident ceea ce s-a întâmplat. Deci nu mai era nicio susținere politică. Deci, în afară de reducerea acțiunii efective împotriva corupției din partea politicilor, a apărut și această decredibilizare a subiectului. Și oricum faptul că iarăși te întinzi pe niște ani în care nu vedem, de exemplu, soluții definitive sau vedem, dar destul de puține față de câte procese sunt, îi face pe oameni să zică m-am săturat, nu o să văd niciodată rezultate, nu se va întâmpla, adică să-și piardă entuziasmul. Și este exact ceea ce vor acești politicieni, că oamenii să-și piardă entuziasmul și interesul pentru anticorupție și să rămână deznădăjduiți că niciodată nu se va putea. Nu asta e soluția.